Așadar? Bună ziua și bine v-am găsit la ProFolex, exerciții de matematică. Așa, zicem tema pentru acasă. Tema pentru acasă. Clasa a doua. Și azi suntem între... În șase. În 11-a, 2017. Și pornim repede. Ia să vedem ce problemă ți-ai tu. Ai tu vreo problemă? Da. Dacă nu, te rog. E ok așa să nu se vadă? A. Dacă nu avem problema asta, nu avem ce face. Da. Te rog. Alex a primit de la bunica 15 lei. O treime din suma primită i-a dat-o sorei sale, iar cu restul și-am cumpărat un stilou. Cât a costat stiloul? Deci, vreau încă o dată. A primit cât? A primit 15 lei. 15 lei. Asta a primit, da? Bun. O treime din suma primită i-a dat-o surorii. Deci, sale. O treime. O treime. Adică, cum am împărțit pe 15 în 3 și pe ce o dată surorii sale? Da, în 3, trebuie da. Să împărțim. Deci o treime, asta înseamnă o treime. O treime din sumă o dă surorii sale. Deci o treime o dă surorii sale. Da. Mai departe, ce spune? Iar cu restul și-a cumpărat un stilou. Cât a costat stiloul? Cu restul și-a cumpărat un stilou. Deci restul îl dă pe un stilou. Stiloul a costat 10 lei. Încă o treime din 15 este 5. Iar a dat 5 surorii sale, 15 minus 5, 10, și 10 a fost stilul. Foarte repede, foarte repede, băi, dar ce repede ai făcut-o, nu-mi place mie așa. Prea repede. Deci ai zis așa, 15, o treime, 1 pe 3 din 15, este egal cu 5. 5 lei. Adică, cum a fi fost împărțit în 3? 5 lei. 15. Așa. Și acum, 5 lei este suma care o dă surorii sale. Da? Asta e suma pe care o dă surorii sale. Da. Și acum ce facem? Din 15 scădem 5, 15 minus 5 egal 10 lei este restul, da? Da. Deci, e foarte simplă. Stiloul a costat 10 lei. Deci, răspuns, stiloul costă 10 lei. 10 lei. Și poate am făcut problema. Mamă, ia te rog. Mihnea rezolvă într-o săptămână jumătate din problemele pe care le aveam ca temă de vacanță și încă 4 probleme. Câte probleme a avut de rezolvat? Dacă mai are încă 6 probleme nerezolvate, ajută-te de desenul următor pentru a rezolva mai ușor. O dau cartea? Nu, să înțeleg problema, că n-am înțeles eu. Nici tu n-ai înțeles, ai citit-o doar atât. Hai să vedem. Am înțeles ceva. Ai înțeles ceva? Că într-o săptămână... Da. Face jumătate din problemele date. Jumătate din problemele pe care le dă, da? Le-a avut de rezolvat. Numai jumătate? Numai jumătate. Așa e vezi. Mine rezolvă într-o săptămână jumătate din problemele pe care le avea ca temă de vacanță.
Numai jumătate? Da. Ia mai citești. Nu jumătate. Și încă patru probleme. Și încă patru. Deci dacă ar fi fost așa, dacă ar fi fost segmentul ăsta de rezolvat, numărul total de probleme, în prima săptămână face jumătate din el, jumătate, deci, și face jumătate și încă patru probleme, plus patru, da? Plus patru probleme. Deci el face mai mult de jumătate. Jumătate și încă patru. Mai departe. Câte probleme a avut de rezolvat, dacă mai are încă 6 probleme nerezolvate? Câte probleme a avut el așa, dacă mai are încă 6 de rezolvat? 6 după ce a făcut... După ce a făcut jumătate și încă 4. Și mai rămas 6. Și mai rămas 6. Practic cele 6 cam asta ar însemna. Bucățica aceea. Da, astea sunt 6 probleme pe care le mai ai rezolvat. Ajută-te de desenul următor pentru a rezolva mai ușor. Eu am făcut și eu desenul meu aici. Nu te super, nu? Vă dau? Nu. E destul de rung. Da. L-am făcut așa cum am gândit noi, cum facem noi, în stilul nostru. L-am făcut cam plin. Da? Deci, el a avut atâtea probleme de rezolvat. Da. Tot segmentul. Tot segmentul a avut de rezolvat. Corect. Și a făcut în prima săptămână jumătate și încă patru. Și ce a mai rămas, adică astea patru le-a făcut aici, da? Da. Patru le-a făcut. Și ce a mai rămas de aici încolo? Și ce a mai rămas? Da. Sunt încă 6. Vezi? Ce a mai rămas sunt încă 6. Deci 4 și încă 6 a mai rămas. Întrebarea este câte probleme a avut el de rezolvat? Câte probleme a avut de rezolvat? Nu, asta e întrebarea. Câte probleme a avut de rezolvat? Câte probleme a avut? 16. De unde ai găsit tu 16? Am făcut la primul desen. Deci, la primul desen? Da. Pentru că prima este 6. Nu, prima, nu, ce mai rămas 6. 6, da. Păi dacă egalăm... Aici vreau să mă ajut, că ți-am zis, nu mi-e clar deloc. Deci el a făcut prima jumătate și încă 4. Jumătate și încă 4. Și ce a mai rămas? Ce a mai rămas de aici încolo? Iată, asta a rămas. Sunt 6. Jumătatea asta a fost în prima zi. Nu-i tot 6. Și cea de-a doua jumătate, de aici încolo începe. Deci cea de-a doua jumătate începe de aici încolo. Dacă aș ști eu pe una din jumătăți, aș afla întregul. Prima e 10. De unde știi că 10? Pentru că 46 de 10. De jumătate este de 10. Este 6 care au rămas și încă 4 care, când el a mușcat de la jumătate încolo, a mușcat din jumătatea cealaltă. Da. Deci e clar că 4 cu 6 e jumătatea. Deci aici sunt 6 plus 4. 6 plus 4 egal cu 10. Da? 10 înseamnă. Și atunci tot întregul, cât este? Tot întregul. Tot întregul este 20. 20! Asta era. Unde a fost șmecheria? Hai să spui tu. Șmecheria a fost așa cu 6 și cu 4. Acolo, mă! Când o depășit la jumătate, încă 4. Dacă o depășit, ne-o luat din cealaltă jumătate. Și că mai rămas 6. Adică se completează jumătatea aceea cu 6. 4 și cu 6 fac 10. Și atunci jumătatea se compune din 10 probleme și cealaltă care a făcut 10, deci 20 de probleme. Foarte tare, foarte tare problema, da? Deci cum gândim așa? Hai să pornim. Hai să mai zic mai repede. Poate calmă totuși. Da. Nu? Stai. Da. Am fost cu ea? Da. Deci calde afară. Și calde afară, da.
legătură? Da, da, da. Deci, hai să vă revedem încă o dată. Ai spus, ai punctat foarte bine. Șmecheria toată sau chestiunea de finețe a fost aici când la am mărat. La toată. Așa, aici a fost toată povestea. Acum am să-ți să rezolvăm. Rezolvare. Vale. Un. Prima dată, ce facem? Scriem 6 plus 4. Aflăm din ce se compune o jumătate. Da. Aflăm din ce se compune a doua jumătate, da? Aflăm. Aflăm care este numărul jumătăți, cele de-a doua jumătăți, da? Numărul unei jumătăți. Unei jumătăți. 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 Și cum am aflat? Foarte simplu. Am zis 6 plus 4 egal cu 10. Și am aflat numărul de probleme. 6 plus 4 egal cu 10. Apoi, aflăm numărul total. Aflăm, aflăm numărul total. Și aici este de ce? 2 ori 10 egal cu 20 probleme. Deci 20 de probleme a făcut ea. În 3 coșulețe sunt ouă. Din primul coșuleț se iau 5 ouă. Deci în 3 coșulețe, am să le desenește 3 coșulețe, uite așa le zicem, și se află aici ouă. Da? Acolo minus 5. În primul coșuleț pleacă 5. Minus 5, se iau 5, da? Nu știm câte ouă. Nu știm, nu știm. Nu mi-a spus nimic autor. Și se pun în al doilea coșuleț. Wow! Adică 5 pleacă în al doilea coșuleț. Ajung aici cele 5, da? Aici ajung. Bun. Cele 5 care au plecat de aici. Bun. Am înțeles. Se mai iau 3 ouă din primul. Aha. Minus 3 la deci, primul. Deci încă minus 3 aici. Și se duc unde? Din primul coșuleț și se pun în al treilea coșuleț. Și aici ajung și celelalte trei. În acest fel, în primul coșuleț rămân 31 de ouă. Deci, puteți să aflăm câte au fost la început. Putem afla, nu? Da. Vom scrie 31 plus în paranteză 5 plus 3. Așa, deci aici ne dă informația. 31 plus 5 plus 3 și face cât? 31 plus 5 plus 3? 31 plus 5 plus 3 egal cu 39. 39. 5 plus 3, 8. 39 sunt, sunt 39 în coșulețul acesta. Iar în celelalte două sunt câte 28 de ouă. Adică acolo sunt 28 după ce s-au transferat. Așa. Și acolo tot 28. Am înțeles. 28 s-au făcut aici și 28 s-au făcut aici după mișcarea făcută, da? Și câte ce ouă erau la început în fiecare coșuleț? Păi putem să aflăm. Aici am aflat? Da. Da, am aflat. Dar aici. Mă face 28 minus 5. Sigur că da. 28 minus 5 și găsim 23. 3. Și vom scrie și la fel la aici. Vom scrie 28 minus 3, da. Și ne va da 25. 25. Și iată cum am aflat câte sunt în fiecare coșuleț. Da. În primul coșuleț. În primul coșuleț 39. În al doilea coșuleț 23, iar în al treilea 25. Deci în primul, răspunsul corect, în primul coșuleț 39, în al doilea coșuleț 23 și în al treilea coșuleț sunt 25. Iată că am aflat numărul total de ouă din cele trei. Da. Adică câte ouă sunt în fiecare. Da. Vreau să îmi dai și tu o problemă așa mai cu valoarea noastră. Că dacă să se afle suma a trei numere, știm că primul număr este cel mai mare număr par de trei
de o cifră, iar al doilea este de 6 ori mai mare decât primul și cu 2 mai mici decât al treilea. Citim atenți pe toate chestia asta. Am o idee, prima idee. Primul număr, cel mai mare număr par, de o cifră este 8. 8. Par. Da? Deci ce spune acolo încă o dată ca să urmărești? Se află suma 3 numere știindcă primul număr este cel mai mare număr par de o cifră. Deci A e cel mai mare număr par? A egal 8. A egal 8. Am înțeles. Prima informație. Iar al doilea este de 6 ori, adică vom face 8 ori 6. Citește până la capăt cât e al doilea. De 6 ori mai mare. De 6 ori mai mare. Decât primul. Așa. Vom face 8 ori 6. B egal cu 8 ori 6. 48. 48, da. Am aflat cât este al doilea termen. B da, egal. B egal 48. L-am scris. Și cu 2 mai mici decât al treilea. El cu 2 mai mic de 6 ori mai mult decât primul, da? Și cu 2 mai mic decât al treilea. E, al treilea ai putea să-l afli? Da. Cât? 50. De ce 50? 2 mai mici. Și cu 2 mai mic decât al treilea, da? El e cu 2 mai mic decât al treilea, încă o dată. Și cu 2 mai mic decât? Și cu 2 mai mic decât al treilea. Foarte tare. Înseamnă că C e egal cu 50. 48 plus 2, da? 48 plus 2. 48 plus 2 și egal cu 50. Corect. Și am făcut cele 3 numere. Tot găbuță, mă, ce faci, mă, te-am problemă ta. 8 plus 8. Hai să facem noi una. Da. Nu, deocamdată ne-am lăsat așa. Hai să cumpăr mai repede una. Da? Da? Mai am una. Acum, Marta are 6 ani. Mama sa este de 5 ori mai mare decât ea. Ce vârstă avea mama la nașterea Martei? Foarte bun, da, îmi place. Ziua acum, mai tare. Mai tare. Marta are 6 ani. Acum are 6 ani. Da. Facem un segment. 6 ani. 6 ani. Și în Marta. Fața lui scrie... Marta, da? Marta are 6 ani. Acum. Mama ei de 5 ori. Hai că mama e de 5 ori segment. Adică de 5 ori. Marta 6 ani, da? 6. Da, 6. 1 2 3 4 de 5 ori zis? Da, de 5 ori. 5. Întrebarea este: ce vârstă avea mama la nașterea Martei? Simplu. Cum? Păi 6 de 5 ori, 6 de 5, 30 și mă scrie 30 minus 6 și va da câți ani are. Da, mă, 24 de ani are mama. Da, mă, da. Deci acum mama are 30, are cele câte segmente? Cele 5 segmente, 5 ori 6 egal cu 30, da? 30 de ani. Deci 30 de ani are acum. Da. Și... înainte de a o naște, sigur că 6 ani mai puțin. Da. Deci Marta are mama are la nașterea Martei 24. Mama. Da, aici mama acum. Adică la când are 6 ani și mama la nașterea. Da. Martei avea 30 minus 6 egal cu 24 ani. Mai am eu una foarte, foarte bine. Ia să văd. Marcel rezolvă câte 5 probleme pe zi. Bun. Câte probleme? 5 probleme pe zi. Probleme pe zi. Câte probleme rezolvă într-o săptămână, știind că duminică nu lucrează la matematică? Duminică nu lucrează la matematică. Duminică nu lucrează. Doar sâmbătă, vineri, joi, miercuri și marți și luni. Păi luni are ca 5 probleme. Așa. Deci, mai citești o dată? Am o idee.
Zile. Săptămâna are 7 zile. Așa e. Sfinta duminică nu lucrează, 7 minus 1, 6. Așa. Și vom face 6 ori 5, 30. Am mai citit odată, mă, chiar. Te alegi chiar mai ușoare, mă, așa. Marțe, rezolvă câte 5 probleme pe zi. Bun. Bine. Câte probleme rezolvă într-o săptămână, știind că duminică nu lucrează la matematică? Corect, ai gândit foarte bine. 6 ori 5 egal cu 30 probleme. Foarte rapide și asta. Dar hai să faci. Mamă, mai faci foarte bine. Laurențiu are 4 bomboane de ciocolată. Mama, 6 bomboane de ciocolată. Mama îi mai cumpără 6 cutii cu câte 8 bomboane fiecare. Câte bomboane are băiatul? Ia să mai vedem. Asta e de calculat. Da, este de lucru. Dar mai citești odată că n-am prins-o toată. Marcele... Laurențiu are 6 bomboane de ciocolată. 6 bomboane. 6 la început. De ciocolată. Bun. La început. Mama îi mai cumpără 6 cutii. Mama îi cumpără 6 cutii. Îi cumpără 6 cutii. Cu câte 8 bomboane? Cu câte 8 bomboane. 8 bomboane. 6 cutii cu câte 8 bomboane. Bomboane. Câte bomboane are băiatul? Adică vom face prima idee. Dacă cumpără 6 cutii cu câte 8 bomboane, am eu idee. Cum vine? Vom scrie 608. Așa. 48. Deci asta înseamnă 6 ori 8 egal cu 48. Plus 6. Plus 6. 48 plus 6 este egal cu 54. Plus 6 face 54. Cele 6 care au avut la început. Când ai spus? 54 bomboane. Mai am una. Hai da. Hai mă, dă-și tu o problemă tare, mă, chestia. Alex și tatăl său au împreună 35 de ani. Deci tata plus Alex egal 35 ani. 35 ani. Bun. Câți ani are fiecare? Dacă tatăl este de 6 ori mai mare decât fiul. Hai că așa am putea încurcătură. Trebuie iau încă o dată. Așa. Alex și tatăl său au împreună 35 de ani. Bun. 35? Am mai de 35. Am 2. Unul are nu știu cât, celălalt are nu știu cât, nu știu să spun. Dar ce mai spui tu? Câți ani are fiecare dacă tată este de 6 ori mai mare decât fiul? Fiul e atât e fiul Alex. De da. Alex are de 6 ori, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Împreună. Ei au împreună 35 de ani. Dar profesor degeaba v-a spus în complicare. Deci m-am complicat. Singur. Ajută-mă, te rog. Fiul are 5 ani, iar tatăl are 30 de ani. Cum? Păi 6 ori 3. 6 ori 3, 6 ori 5 face 30 și cu 5 de la fiul său 35. Da, mă, ai dreptate. Dar ai nimerit-o. Am nimerit-o. Dar nu, n-ai gândit așa cu trebuie, fain de toate, ai nimeritat, la plesneală ai dat așa. N-am dat la plesneală, chiar n-ai, am calculat. N-ai dat la plesneală? Nu! Dar cum te-ai gândit tu de la 5 ani și pe 5 ori 6 fac 30, cum tu totuși nu? Pentru că m-am gândit la 6, mi-a spus de 6. De 6 ori, adică trebuia să fie ceva cu 6 ori. Și am făcut 6 ori 5, da. Pentru că 35 se împarte foarte bine la 5. 35? 35 se împarte la 5. Și 5, 5, 5, 5, 5, 5. Și cât vine? Câte? Și am pus 6 ori 5, mi-a dat 30. Și cu 5 de la fiul său. Dar ia te duci dincolo, acolo. Mă plimbi așa și nu mă lasă un pic să... Hai să văd cum ai gândit tu, că
Tu spui că a făcut-o așa, am pierdut timpul. Am făcut fiul, am vrut să văd cu 5. Ai, l-a încercat. A încercat. Așa. Am încercat. 5. Să văd cu 5. Bun. Și atunci tatăl a venit 5 ori 6. 5 ori 6, 30. Și cu 5 de la fiul, sunt 30. Și s-au vrut să fie bine. Dar puteți să începi cu 4. Nu. La fiul. Deci, de ce nu începi cu 4? Pentru că după aceea 4 ori 6. 4 ori 6 dădea 28 și cu 4. 4 ori 6? 4, nu, 4 ori 6, 24 și cu 4, 28. Și trebuie să ne dea 35. Nu te-a trebuit. 5 este simplu. Da, bun. Ai înghicit-o și ți-o mers bine. Nu am înghicit-o. Dar uite, dacă tu făceai așa cum am făcut-o, cu segmente și spuneam. În total, câte segmente am? 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Și fie 7 segmente, împart pe 35 la 7 și îți vedea deodată 5 și asta era vârsta unui segment, al lui Alex. Asta însemna, da. De-aia eu am făcut așa. Că ții, tu te-ai prins acolo. Nu, am fost foarte rapid, am fost foarte rapid. Dar eu am avut un motiv să spun că chestia asta n-a fost decât, cum să spun, ghicind tu numerele acestea, da? Dar tu dacă spune așa, 35 am în total, desenând pe Alex un segment, tata e de 6 ori, în total sunt 6 segmente, 35 trebuie să-l împart la 7, ca să zic 7 ori cât să facă 35? 7 ori 5. Deci 35, când îl împărțim la 7, ne dă 5, obținem 5. Și atunci, 5 ani. Ăsta 5 ani are un singur segment. Adică Alex are... Alex, da? Alex are 5 ani. Și tata va avea 5 ori 6, 30 ani. Iată ce deșteaptă ideea. Foarte deșteaptă. Da, am făcut-o... Așa se rezolvă. Așa cum se rezolvă. Dar nu mai vedeai numele acela, deci nu vedea. Știam bine. Că 6 ori 5 face 30. Da. Și mai adaug încă 5 ca să ne dea 30. Deci împărțim tot cele 7 segmente de aici în final, da? Așa, și vedeți prin metoda segmentelor, înseamnă că a reacționat foarte, foarte corect. Dar acum am să te spun eu așa. Mario. Da. Este un om de afaceri. Și și-a alocat o sumă de 10.000 de dolari pentru concediu. Și și-a stabilit să cheltuie pe zi, da. Pe zi, câte 100 de dolari. Dar câte zero are 100 de mii? 10.000 așa înseamnă. Mm-hmm. 1, 2, 2, 3, 4, 0. 10.000 de dolari. Și el cheltuie pe zi 100 de dolari. Câte zile ajunge, câte zile îi va ajunge să cheltuie? Simplu! Ia să vedem. 100 plus 100 ori 5, 500. Deci 100. În 5 zile, da? În 5 zile. Da. Plus încă o dată 500. 2000, 1000. 1000. 1000. Până la 10.000. Până la 10.000. Mai repede. Deci, 100 ori 10. 100 ori 10. Cât face? Cât face 100 ori 10? 100. 100 ori 10. Egal 1000. 1000. Deci 1000 ai acoperit-o. Da, și 1000 încă toate ori 10. Și nu atât 10.000. Nu, 1000 și cu 1000, 2000. 1000 ori 10. A, păi 1000 ori 10, adică câte zile va vedea? Păi, ușor, 20 de zile. Păi numai cu 10 zile. Adică 10 zile. Ai făcut 1000. Și dacă mai faci încă 10 zile... 10 zile, 2000. Păi tot 10 zile.
Păi 2000. 2000, atâta, dar 2000 cu încă 10 zile. Dar păi tot zile. A 2000? Păi 2000. Da, până la 10.000, mai ai. A, 1100! Câte zile? Hai să vedem. 110! 110 zile? Da, spune-o. Hai să vedem. 1000 e pentru 10 zile, 10 zile, da? Deci, 1000 de lei, 1000 de dolari, 10 zile. Cealaltă 1000, încă 1000, iarăși 10 zile. Tot 10 zile. Bun. Câte mii sunt în 10.000? Prin 10.000 sunt 210. Nu. 200. Nu răspundem așa. Câte, dacă sunt 10.000 și aici e o singură 1000? Păi mai adăugăm un zero într-un fel. Așa, adică sunt 10. În 10. De-aia zicem 10.000. 1, 2, 3, 4, până la 10.000. Până la 10.000. Și în fiecare zi câte 10 zile? Pentru fiecare mii câte 10 zile? 10, 10, 10, 10, 10, de 10 ori? Cât de 10? Cât de 10? De 110. De 110? Să vedem. Ia să vedem. Deci 1000 aici. Care înseamnă 10 zile. 10 zile. Și plus 1000 aici. Care iar înseamnă 10 zile. Uite, iarăși 1000, câte mii să pun aici? Plus 1000, iarăși 10 zile. Câte? 5.000. 5.000. Și? Și câte zile am? 50. Și cum că 50? Așa. 100. Asta, și cu 10 de acolo? Nu, nu, nu. Păi, nu mai ești 10 de acolo. Domnul profesor chiar deja se uită la alea 10 zile. 100 zile. Nu, 100. Uite așa, 10 zile. Pentru 1000, 10 zile. Încă 1000, 10 zile. Ai văzut? Pentru 5.000, 50 de zile. Și încă 5.000, în partea asta. Iată, încă 50 de zile și în total... Dar 100 de zile. Asta, mă. 100 de zile. Deci 100 de zile... Asta era. N-a fost așa de greu. Da, te-am învățat într-un mod, domn profesor. Da. Când înmulțești, ce faci? Pui zerouri. Când înmulțești... Și când trebuie să împarți... Tăi în detalii? Vedea. Uite-te la domnul profesor. Uite aici, dacă tu te prindeai că... Cât are 100? El cheltuie câte 100 de dolari pe 100, zi. 100 pe zi. Ia uite, câte are câte 0? 2. Și tăiam 2 și cât mi-a rămas? 100. Asta era șmecherea tare. Da, dar nu-i nimic, noi am gândit, am raționat. Și de acum ne-am prins de poanta asta, da? Deci după ce am văzut povestea în sine, acum am înțeles. Da. Hai să vedem încă o problemă pe care o facem acum și spunem așa. Îți spune, nu? Așa. Se uite așa, poate e trist și cum nu m-am prins acum. Așa. Uite, Mario, să ne închipă o problemă de aceea cu vaze, că n-am mai făcut de mult și îmi plac foarte tare. Deci, am un buchet mare de flori, da? Și un număr de vaze. Da. Un număr de vaze. Nu știm? Nu știm numărul de vaze. Dar dacă punem câte trei flori în vază, uite, trei flori, una, două, trei, iarăși trei flori. Iar trei flori. Am avut o problemă recent la clasa acela, la a șasea. Și în sfârșit, în ultimele trei vaze, le pun și pe cel, nu? Da. Și aici pun câte trei flori. Câte trei flori. Câte trei flori. Iar, și după ce, nu știu câte vaze sunt.